să intre. Bună seara! Deci te aud așa încet, ia să vedem. Da, era de la mine. Pot să mai ce faci, Lorelai? Ce să fac? Te așteptam atât pe tine cât și pe oponentul tău de data aceasta, Marinescu. Da, e pe aici, pe la mine, pe live. Și la mine, pe live, a zis două minute și intru. Deci, Cristian, te așteptăm cu mare interes. Acum se aude nasol la mine? Nu m-au zis bine pe mine? Acum se aude bine. Îmi spune cine? Acum e ok. Ok. O să vă rog, dragii mei din chat, pentru Justi și pentru Marinescu, chiar să aveți, mulțumesc, Madalina, chiar să aveți întrebări pregătite. Pentru că m-ați ajutat și mi-ați ușurat foarte tare munca. Eu pe băieți, vă dați seama, e că am știu pe toți, i-am întrebat cam tot ce putea fi întrebat. Dacă nu i-am întrebat eu, i-au întrebat deja colegii mei în alte emisiuni la care au fost invitați. Mulțumesc, Gigu de Trandafir. Câți centimetri și dacă au voie cu câini? Dar are și. Este o întrebare foarte bună, dar hai să-l așteptăm și pe... Sunt două întrebări, de fapt. Și tocmai pentru a se distinge cu ceva live-ul și faptul că eu dau voce întrebărilor și curiozităților voastre, ar trebui ca întrebările să fie adresate de către public, nu tot de către mine. Până se alătură și Marinescu, despre care chat-ul, văd câțiva din chat aici, zic că nu o să se mai alăture, că zice la și 5 minute că nu-i merge live-ul. Vine prima întrebare pentru tine, Justi, de la Cosmina, care vrea să știe dacă ți este frică de Marinescu. Nu. A fost foarte, foarte plin de detalii, justițiarul, în răspunsul lui. E un nou rol ăsta al tău în care răspunzi sec? Am răspuns clar și concis. Cât timp dorești să te lupți în RXF, întreabă Ovidiu Horgoș. Până fac primul milion de euro din RXF. Aolo, o să moară la noi, justițiarul. Da, sincer, nu știu cam cât de multe gale ai avea nevoie pentru a face primul milion de euro. Cât timp te antrenezi, te întreabă Rareș? Cam o oră jumate, două pe zi, 6 zile pe săptămână. O oră jumate pe zi, 6 zile pe săptămână? Adică ai un singur antrenament pe zi? Da, păi nu am timp, din păcate, că mai și lucrez. Pentru că majoritatea celor din pe care am avut invitații în emisiune aveau câte două antrenamente. Da, păi na, unii nu mai lucrez, unii stau pe acasă toată ziua și își permit două, trei antrenamente. Dani Oficial spune, Justi, nu e frică că poate și ia bătaie pentru că Marinescu bate rapid? Ce? Cred că Marinescu, se mișcă mult mai repede. Cred că asta a vrut să spună Dani Oficial. Am înțeles. Da, nu cred. Vom vedea acolo la meci ce se întâmplă. Așa. Cred că intră și el. E conștient că va fi mult mai greu cu Marinescu, întreabă Alexandru 88. Da, cum am spus și în interviu de la conferință, sunt conștient că este mult mai greu cu Marinescu. Este tânăr, este în forță, are cardio destul de bun. O să fie un meci foarte greu, dar asta nu înseamnă că intrăm acolo să pierdem. Ok. Moro, șeful, vrea să știe dacă ai face un meci și cu Iancu. Nu m-am gândit la chestia asta. Dacă se vrea acest meci, sigur că da. Deci nici de Iancu nu este frică. Sebastian Dinu vrea... Vă mulțumesc din suflet. Suntem 50 ceva de persoane și simt un chat activ. Nu am pauze între întrebări. Este minunat. Și mă bucur și vă mulțumesc odată și celor care a spus că vă era dor de un live cu mine. Știu că am lipsit în ultimele 3 luni de pe platformă și că doar aici la RXF ne-am întâlnit. Sebastian Dinu întreabă, ce muncești, justițiarule de Berceni? Sunt corporatist. Atât, nu? Atât, că nu dau detalii despre jobul meu. Ok. Dorești să-i acorzi revanșa lui Neveu? Întrebare pusă de Gabi Șarpe. Voi ați dori să-i acord revanșa lui Neveu? Nu știu. Am zis că da. Adică inițial am zis că da. Stai, scuză-mă doar o secundă, te întrerup. Dacă avem un moderator aici,
Dați drumul la un sondaj în care să răspundeți dacă ați vrea să-i dea revanșa lui Neveu sau nu. Acum te rog. La mine în chat e nu. Da. Oricum, eu am... Nu, dar poate la noi e da. Corect, bine, eu am acceptat. Bună, cer scuze pentru deranj și apoi pentru faptul că v-am făcut să mă așteptați. Nu găseam... Așa e. După prințese se mai stă, Cristiane. Nu găseam acest tricou. Băi, spune așa data viitoare. Mulțumesc că m-ați așteptat. Vă mulțumesc că m-ați așteptat, da. Cu plăcere. Mulțumesc pentru ospitalitatea ta, justițiarul, de a-mi permite să intru în acest live. Dacă te-am deranjat cu ceva și dacă am întârziat aceste 10 minute, bineînțeles, poți să ieși, nu-i problemă, poți să te lași pe tine. Nu, e ok. Poți să rămâi, nicio problemă. Eu oricum nu mai sunt TikToker, eu n-am mai făcut TikTok de luni de zile, live-uri, nu mai zic, de un an de zile, deci, na, ei sunt în domeniul tău. Da. În domeniul lui Justi ești, adică ești corporatist și tu, Cristian? Nu, azi TikToker, cred, sau nu știu, dar nu prea sunt ironic, TikToker. Am fost ironic, am zis că eu nu mai fac TikTok absolut deloc, nu mai am activitate de asta și dacă dorește el fiind șeful, între ghilimele, aici, da, pe platforma asta, pot să ies dacă l-am deranjat. Asta am vrut eu să zic, vă pup și vă iubesc pe toți. O să râdem la trei, cu toții. Ok, eu o să continui cu întrebările pentru că aveam 99 plus de comentarii necitite de la... ultima... Vă pupă tot, salut! Te rog, refresh. Și Macanache te întreabă tot pe tine, Justi, dacă ți este teamă de cineva din RXF, dar și-ar dori să fii sincer. Frate, în sportul ăsta nu mi-e teamă, că nu mă duc acolo să mor. Sau... E un sport de contact, e ceva frumos pentru mine. Așa că nu există sentimentul de frică. Există emoții, dar frica nu are ce căuta acolo. Ok, hai să-i adresăm aceeași întrebare și lui Cristian. De acum încolo întrebările vor fi pentru ambii mei invitați, ca să nu îl neglijăm pe niciunul. Dacă mai sunt întrebări care îi se adresează doar lui Justi, pentru că nu era Cristian aici, să știți că le voi considera pentru amândoi. Cristian, îți este teamă sincer de cineva din RXF? Nu, mi-e frică de absolut nimeni din RXF. Nu consider că vă poate pune nimeni barosul la cap și dacă nu răspunzi la o întrebare, îți ia gâtul. Să fiecare, unii sunt sportivi. Nu de mine din RXF, din oponenții RXF, din luptătorii Da, din oponenții, RXF. Asta urma să zic, da, din oponenții. Da, nu mi-e frică de niciunul, dar vorbeam la figurat. A, cu întrebarea, n-am înțeles. Dacă te-ar bate, crezi că te-ar bate vreunul? Dacă cred că m-ar bate vreunul, n-am de unde să știu. E ca și cum mă întrebi, nu știu, ce culoare are... Nu știu dacă m-ar bate. E imprevizibil totul, dar având în vedere că mă consider cam printre cei mai antrenați la momentul actual dintre toți de acolo și iau chestia asta în serios, nu mi-e frică de nimeni. Asta pot să zic. Nu, de ce să-mi fie frică? Justi, ce părere ai de faptul că te bați cu unul dintre cei mai antrenați luptători din RXF, care ia în serios treaba asta? Ce pot să zic? Mă simt mândru de chestia asta. Mamă, Justi, nu sunt ironic. Aoleu, trebuie să vorbesc multe cuvinte și să nu zic nimic, am înțeles, scuză-mă. Da, într-adevăr, cuvintele adversarului meu sunt destul de mari. Ce pot să zic eu? Nu pot să zic multe decât să zic că, într-adevăr, corect și mă bucur pentru el că ia totul în serios, foarte bine, am un adversar capabil și mă mândresc cu acest lucru. Mulțumesc! Sună altfel, pare că ai avut chef să vorbești cu noi. Cocos Boy întreabă, care este un oponent pe care ați vrea să-l întâlniți în gala RXF? Pe cine ați vrea să doborâți așa, de la noi? Ăsta probabil că pe Neveu, iar de vreo 10 ori, 52 ori. M-a nimerit, recunosc că m-a nimerit. Eu n-am nici pe nimeni special, adică eu sunt acolo să-mi demonstrez mie că poți și cam atât, n-am de demonstrat nimănui, adică nu pot să mă întreb, bă, îl vrei pe ăla, pe ăla, pe ăla. N-am nimic cu nimeni, eu sunt acolo să fiu eu cel mai bun și cam atât, dar pe oricine, why not? Da, nu știu, sunteți foarte...
atât evaziv cât și seci. Spuneai mai devreme, Cristian, că n-ai de unde să Da, știi că cineva ar putea să te învingă sau nu. Uite, eu, de exemplu, pot să spun cu o certitudine de aproape 90% că Denisa Despa m-ar bate fără probleme. Pentru că știu ce pot eu și pentru că am văzut-o pe ea ce poate. La asta mă raportam cu întrebarea. Din meciurile pe care le-ai văzut, dar tu spui că n-ai de unde să știi. Păi normal că n-am de unde să știu, pentru că suntem diferiți fiecare. Ce vrei să... Asta e gândirea mea. Fiecare e diferit prin felul lui, nu știu, de a fi. Poate justițiarul a avut un tip de meci cu Neveu. Când o să intre cu mine, probabil că o să aibă altă abordare. N-am de unde să știu, eu asta consider. Ok, doar o secundă întrerup, s-a încheiat sondajul și la noi, Justi, și la întrebarea vrei să ia justițiarul revanșa lui Neveu, 62,5% din cei care au votat au spus că da. Ok, atunci îi dăm revanșa dacă vrea. Bun, la a doua întrebare, cu dacă există vreun meci pe care ți l-ai dori, Cristian sau Justi, la fel, nu e vorba de un om cu care să ai ceva neapărat, e vorba de un om în fața căruia vrei să obții victoria pentru că asta te face să ajungi, așa cum ai spus tu, cel mai bun. De o ambiție de scară ierarhică în RXF, de cum uite toți concurenții noștri sau luptătorii noștri din Next Fighter își doresc pe câte cineva din gala mare. Ok, e ok. Atunci o să-ți dau... era întrebarea. Ok, atunci o să-ți dau un răspuns acestei întrebări. Din punctul meu de vedere, îl exclup pe justițiarul, nu am nicio treabă. Sunt doar două persoane care iau RXF-ul ăsta în serios la momentul actual. Este vorba despre Iancu și George, așa că probabil că ar fi unul dintre ei. Dar în același timp sunt singurele persoane cu care mă înțeleg foarte bine și cu care vorbesc și în spatele camerelor. E cu du-te vino, dar dacă ar fi să mă întreb unul dintre ei doi, în rest, nu. Ok. Justi, acum că am reformulat întrebarea publicului, tu ți-ai dori să dovedești pe cineva pentru a arăta că ești mai bun și decât X, fără să ai o problemă cu omul ăla? Cu cine ți-ai zis să întâlnești? Stai să mă gândesc, te rog, că nu m-am gândit deloc pe cine aș vrea să dovedesc sau... Chiar... Neveu ne-a răspuns între timp, acum am văzut, iartă-mă, Neveu, sunt în urmă cu chatul, dar încerc să citesc toate întrebările și atunci, abia acum am ajuns la tine, nu o vreau, te las pe tine să fii mai bun. Ăsta este răspunsul lui Neveu la invitația la revanș. Pe care bine, mă bucur. Arăta aiurea, 4 înfrângeri și o victorie. Așa, pe cine aș vrea să dovedesc? Hai de cap, nu am mentalitatea asta, din păcate, și mi-e greu să răspund da, întrebarea exact, asta. Vezi, asta am și eu, exact, asta să zic și eu. Dacă n-ai nimic de demonstrat nimănui, nu? Da, nu, uite, da, așa nu știu, adică eu am fost fascinat de Matei Cucoaneș când l-am văzut în X-Fighter și când l-am văzut în meciurile alea, eu recunosc, m-am speriat. Am zis, mamă, ăsta e nebun. Păi el aș vrea să-l dovedesc. Tarzan. Da, doar așa ca să-mi dovedesc mie că sunt mai nebun decât el. Dar nu am nimic cu Matei, Doamne ferește, adică suntem și prieteni. Există un conflict și că întrebarea a fost formulată destul de drăguț, cu cine ai vrea să te întâlnești în traseul tău. Uh-huh. Ok. Și atunci, da, nu iscăm un conflict aici. E chiar un compliment pentru cel cu care te-ai luptat, înseamnă că îl vezi bun. Bun. Da. O întrebare de la Dani Oficial pentru Marinescu, dacă s-ar bate cu Aslan Robert, că și el s-a bătut să se bată în RXF. Asap. Cine? Cu Asap. Asap Robert, cred că a vrut să spună, dar a scris Aslan. Asap Robert. Nu. Băiatul, ne antrenăm la aceeași sală, bine, în timp diferit. Avem același cerc, nu am de ce să mă bat cu el. Și plus de asta, păi, dar nu am de ce să mă bat cu el. Nu. Plus de asta, eu am 1,95, el are... Bine, mă, stai puțin, nu ai de ce, că acum zici că mă cer cu voi. Dar cu Justi, de ce ai? Păi n-are. Deci cu X nu te-ai bate pentru că nu ai de ce, dar cu justițiarul te-ai bate pentru că nu ai de ce? Păi a fost dat meciul.
Mă jur că mă ceartă chatul că întrebările au devenit acum, dar s-ar bate cu doamna Andreea Mantea sau... Adică pare că nu răspunzi la nimic, Cristian. Păi, dar ce vrei să-ți răspund? Ți-am zis, nu m-aș bate cu el. Că n-ai Pentru ce? nimic cu el. Nu mă bat cu el, pentru ce să mă... Nu m-aș bate cu el, nu, n-am de ce. Mă bat cu justițiarul. Ce vrei? Să mă bat? Acum vrei să iau pe toată lumea? Că mă duc Nu frumos m-a pe pus, m-a stradă pe și... mut. Cum să mă... Băi, mă ia tot chatul la mișto că tu nu răspunzi. Zic cu cine s-ar bate că el când vine vorba de bătaie zice că e prieten cu toți. Te-a pus pe mut, nu-ți răspunde. Astea sunt comentariile. Să fie sănătoși, să vorbească fiecare ce vrea. Eu răspund ceea ce consider eu. Nu dau eu oamenilor ceea ce vor ei să audă. Eu dau ceea ce consider și ceea ce vreau. Ok. Nu am de ce Acum să. lumea e axată pe tine, nu am ce să fac. Bine. Foarte bine. Pe viitor, Marinescu cu Cuneveu ar vrea? Întreabă Angheluș Teodor. Da, oricând, n-am nicio problemă. Iată-mă că s-ar bate cu cineva. Cuneveu. Da. Andreas, Andres, cine ești? Andres, direct mut, că eu nu vă mai halesc pe toți proștii. Ce părere au băieții despre meciul dintre Raul și Cucoanes? Nae Suciu, vă întreabă pe amândoi ce părere aveți despre meciul dintre Raul și Cucoaneș. Vrei să răspunzi tu primul sau răspund eu? Hai Nu. și zic că tu n-ai mai văzut. Da, mi-e greu cu meciul ăsta că îmi sunt simpatici amândoi și nu pot să țin cu niciunul, dar mă aștept să fie un meci foarte interesant. Și, sincer, ignorând și faptul că sunt prieteni amândoi, nu știu cine ar putea să bată. Dacă ar Da. trebui să pariez pe cineva, pe cine Dacă ar să-i trebui să pus la pariez pe bani? cineva, m-aș duce la ruletă să pierd banii aia, că nu știu. Am înțeles. Chiar Cristian, tu? nu știu. Oricât m-aș gândi, chiar nu știu. Nu știu ce poate băiatul ăsta, Raul Dan, pentru că nu am văzut prea multe din partea lui, dar cunoscându-l pe Matei Cucoaneș, are și o doză de nebunie, și o doză... Da, e ceea ce trebuie. Eu merg pe mizez pe el, să zic așa. Pe Cucoaneș? Da. Ok. Da. S-ar bate Justi cu Meco? Întreabă Adi. I-am și zis lui Meco, pentru suma potrivită, nicio problemă. Am înțeles. Dacă va fi o revanșă, ar trebui să fie Neveu cu justițiarul. Dragii mei, Neveu s-a aflat în chatul nostru și ne-a anunțat că nu își dorește această revanșă. El vrea cu Iancu, dacă slăbește Iancu la 70 de kilograme. Da, știm. Am început să știm cumva dorințele luptătorilor noștri, stați cu minți că Marinescu... A, nu, ăsta era un comentariu răutăcios. Ok. Întrebare pentru amândoi. Cine ar avea curajul să se bată cu Mihai Aftănase ori se bată cu Fachirul din Periș? Eu îl vreau pe Fakir. Și Cristian poate să le ia pe Aftănase. Intru cu amândoi, n-am nicio problemă. În aceeași seară. Nu, în două seri diferite. Ok. Altă întrebare. Ce părere aveți despre meciul lui Neveu cu Robi Mund? E o întrebare de la un prinț. Are un desen așa cu prinț, prințul. Neveu sau Da. Robi Mund? Asta e întrebarea. Pe cine ați Eu am emoții la meciul ăla, nu știu de ce. Și eu. Cristian? Habar n-am, nu știu. Merg pe Robi Mund, domnul ăsta care îl antrenează pe Iancu, să zic așa, nu știu cum să-i zic. Da, Robi Bun, adică totuși. Da, merg pe el. Ok. Întrebare de la Angeluș Teodor. Ați vrea un meci cu Lorelai sau cu Simona? S-a făcut liniște. Am Asta e o pus o întrebare întrebare, urâtă, mai zic că așa. citesc chat-ul. N-am cum să răspund la așa ceva. Adică. Avem și noi soția acasă, nu putem răspunde. Wow, justițiarul însărat. Cristian, și tu ai soția acasă? Eu citesc chatul. Să știți că Eu m-am nu am întrebat un soția adult. acasă. Eu vă respect pe amândouă. Nu vreau să am un meci cu voi pentru că mie să nu vă rup o mână, un picior, ceva. Doamne ferește. De unde n-ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Nu. Am Bine, cu înțeles. Simona cred că mă povate mai mult. Cu tine, na. Ce? Cu Simona, clar te poți bate mai mult, că Bineînțeles. vorba aia o vedem tot timpul cât se antrenează. Asta zic tu, stai, nu, da, nu, da, nu, da. Da. Ei, na!
Întrebare pentru Justi. Băi, fug prea repede întrebările, stați așa. A fugit. Unde e? Cu Zănoagă s-ar bate vreunul dintre ei. Au și răspuns la întrebarea asta. Întrebare pentru Justi de la Mustang. În câte secunde îl vei bate pe Marinescu? Asta e întrebarea, v-am zis, la mine totul funcționează după bunul plac al publicului. 2,5 secunde. Păi ce vrei să-ți răspund la întrebarea asta? Eu n-am spus că întrebările chatului sunt cele mai strălucite. 5 secunde. Că spre deosebire de orice altă emisiune, Eric Sef. Ok, voi da două răspunsuri. Un răspuns pentru cei care vor acest răspuns. Imediat, frate, intru acolo instant. Pumn în gură, knockout. Nu stăm la discuții. Și acum un răspuns normal. Habar n-am. Nu știu. Când intri acolo, după primul pumn se schimbă toată strategia. Tot planul ți se schimbă. Așa că nu știu ce să vă răspund. Ok, eu vă reamintesc că aici luați contact direct cu publicul. Este mai rău decât la o conferință de presă, pentru că aici eu nu fac decât să dau citire multor oameni, nu la 5-6. Asta este publicul nostru și astea sunt curiozitățile lor. Să știți că nu am evitat întrebarea cu centimetri. Am văzut-o, am văzut că ați spus-o de mai multe ori, dar stăm să trecem de 22-30. Da? Așa... Marinescu are... Nu... Ce are? Are soț. Probabil cineva răspundea la faptul că a zis, oh, Cristian n-are soție, deci poate să răspundă și azi că are soț. Uite, Axel vă roagă să faceți un top 3 luptători Eric Sef. All time? Pe IQ. Mare atenție. Asta cere... Jur, bravo, ăsta e comentariul, dacă nu mă credeți, îi fac și o poză să nu ziceți că bag de la mine. Este dorința lui Axel, la lui în chat. O întrebare foarte bună. Sondajul, moment, am un sondaj în desfășurare. Publicul nostru a votat cine crede că va câștiga dintre voi doi și procentele sunt de 79,31 la 20,69 în favoarea lui... Neveu. Justițiar. Asta a votat chatul nostru. Așa au fost și la celălalt. Nu-mi place asta, nu-mi place asta, că așa au votat cu Neveu atunci. Se pare că între timp ai ajuns la inimile lor. Sau le este mai antipatic Cristian? Nu știu să vă spun. Le sunt eu antipatic. Deci, zic eu, că vă rog frumos, dați-mi hate, că eu nu funcționez când lumea mă place. Bun, Axel totuși ne întreabă, să știți. Da, ok, top 3. Îi putem să ignorăm pe bătrânii a doi? Că ea clar sunt inteligenți și nanu. Pe cine, mă? Pe Cornel Păsat și pe... Drăghia, da. Da, vârsta vine cu o anumită înțelepciune. Deci eu exact. Zic, dacă vrei să ignor, dacă nu, poți să-i pui acolo în top 3. Păi eu așa am ocupat două locuri degeaba. Tu și mă pun pe mine pe 3 și... Da. Locul 1. Hai tu, Marinescu, primul. Ca să copiez de la tine. Păi eu ți-am zis, eu am o părere bună doar despre două persoane, Iancu și de George. IQ, mă! Da, ca IQ, frate, ca IQ, inclusiv vrei ca IQ. Asta vrei să spui? Adică nu sunt bătuți în cap oamenii, în rest, pe acolo vă numai... Na. Hai, mai pune unul lângă Iancu și George, că a cerut omul top 3, mulțumesc. Iancu, George și cu Cornel Păsat. Ok, deci top 3. Dar nu pot să-l numesc luptător Eric Sef pe Cornel Păsat, că sunt, uite, sunt oameni care vin... Este luptător Eric Sef, chiar dacă nu s-a luptat încă, are un contract semnat și el a fost și luptător la viața lui odată, cel puțin. Ok, da, eu l-am făcut. Bun, ăsta a fost topul lui Cristian pe IQ. Iancu, Zănoagă și Cornel Păsat. Justi? Eu consider că absolut toți sportivii sunt inteligenți în felul lor și mi-ar fi greu să pot să fac un top 3 cu aceștia. Diplomația este în floare la Justi după ce i-a aruncat momeala lui Cristian să înceapă el ca să se inspire și Cristian a răspuns. Cristian a fost azi. Nu ai Justi un top? Nu, din păcate. Ok. Să ții minte, Cristian. Da, să știu cum răspunde acum. M-a băgat pe mine în gura lupului, dar nu-i problemă.
O să fie, stați așa, stați așa. Marinescu pe ce loc ar fi în topul lui justițiaru? Păi n-are un top justițiaru, ce să facem? Dar pe ce loc Nu, ar fi Marinescu așa? am o părere bună despre Marinescu. Inițial am crezut că e un arogant, dar nu. De fiecare dată acum când ne vedem și îl cunosc mai mult, mi se pare super băiat. Ok. Marinescu, de ce a venit la conferință? Întreabă Dinu Popa, 2508. N-avea ce să facă acasă și m-a sunat Lorelai, a zis, mi-a zis Lorelai, băi, eu făceam meciuri cu Lorelai înainte, ne băteam, făceam puncte multe. Da, Acum nu Cristian mai... era unul din favoriții mei, tot Aia timpul zic, și dacă l-am. mi-am văzut pe TikTok, m-a sunat Lorelai într-o seară și zic, vină mă până aici, când aici faci, hai că vin. Ați Aia văzut zic. că are și simțul umorului, nu mai fiți hater. Plus că justițiarul v-a rugat să-i dați hate lui. Nu ne Da. aliniem deloc aici, nu ne înțelegem. Corect. Părere Maca versus Dorian vrea Cosmina. Avem și noi o întrebare de la o fată. Dacă se descurcă Maca să facă două, trei eschive, obosește Dorian imediat, e meciul lui Maca. Cristian? Nu știu ce să zic, că unul fumează de rupe, altul bea de rupe. Ce părere vrei să-mi dau la chestia asta? Chiar nu știu. Eu sunt curioasă care e ăla care nu Eu zic că fumează Dorian, și dacă o să-l fumează. prindă Dar pe amândoi Mancavel. fumează și beau. Cum? Nu amândoi fumează și beau, că nu mai știu acum care e diferența. Cred că da, dar am încercat să dau fiecăruia ce fie al fiecărule. Nu știu. Câștigă ăla Dorian cu o să... picatul mai sănătos. nu știu, nu știu. Eu, sincer, țin cu Dorian pentru că, na, dar trebuie să-și ia revanșa pentru cusătura de pe nas. Ok, deci steți împărțiți aici, unul cu Maca, unul cu Dorian. Da. O să fie pe viitor un meci justițiarul versus Dorian Popovici dacă va câștiga Maca? Clar, nu. Dacă va câștiga Maca, nu. Ok, asta a fost de la Dani, întrebarea. Femeie, nu, ți-e rușine să te asociezi cu hărțuită. Doamne, ce supărat este acest domn care a scris aici. Maca, forță, părere despre... Mama, au fugit al comentariile, foarte greu. Despre George și Iancu, asta era întrebarea. Bine că ai repetat-o, Cristi și Răzvan. Între George și Iancu, cel main eventul nostru, pe cine ați merge? Aici chiar nu vreau să-mi expun părerea, ți-am și zis motivul. Nu. Nu-mi expun părerea. E singurul, nu, adică nu vreau să, sunt singurii oameni între care nu vreau să fac absolut nicio diferență, pentru că nu aș avea și n-aș vedea o diferență între ei. Îi văd din punctul meu de vedere egal pe toate capitolele. Să știi că și chat-ul e destul de împărțit, adică, deși întrebarea e pentru voi, ei mai scriu, Iancu George, Iancu George, cam așa merge. Da. Îi văd pe Să știi. amândoi. Tu Da. vezi câștigător între ei doi? Nu știu de ce am impresia că Iancu are mai mult suflu și tare cred că meciul ăla o să se ducă pe toate trei rundele cu un câștigător la puncte și mă gândesc că Iancu va puncta mai mult. Eu aș fi dezamăgită ca main eventul nostru să se termine la puncte și uite că nici eu nu mi-am exprimat niciodată părerea și am tot fost întrebată. Cred că dacă totul s-ar termina la puncte, firesc ar fi să fie a lui George la puncte, pentru că George are mai multă experiență în MMA și în cum se punctează. Dar rămân. George, din punctul meu de vedere, o să fie mai cerebral, așa, va analiza mai bine jocul, între ghilimele de rigoare, lupta, iar Iancu va fi mai tânculeț, așa cum s-a poreclit și el. Eu așa văd. Ok, Am le fost... reamintesc celor de acasă că discutăm despre meciurile din data de 1 noiembrie, pentru că m-ați tot întrebat când are meci X, când are meci Alexandra, când are meci... Tot cei despre care discutăm în principiu în acest moment sunt meciurile din 1 noiembrie. Dacă am peste 17 ani, pot să vin la bătălia de pe 1 noiembrie?
Dacă ai peste 17, adică ai făcut 18, că e foarte important. Are 17 ani și eu zic peste 17. Adică e greu să-ți răspund că nu știu ce înseamnă peste 17 și 57 e peste 17. A, nu, dacă am 17. Nu cred, nu știu. Mădălina are voie la 17 ani? Gen invitat, nu? Că nu, de fapt, stai mă, că la noi pentru noiembrie nu avem cu public. Nu e cu public, doar cu invitații. În decembrie avem cu public. Dar mai sunt locuri pentru decembrie, Lorelai, ca lupte? Ca lupte, știu că avem în momentul de față. Cred, nu? Nu cred. Cred că am completat. Sunt 7 meciuri. Păi da, gata, nu mai e. Cardul și 5 meciuri. Cred că e... Data de cât ai spus? De cât? 18 decembrie, dacă nu mă înșel. Iarăși, Mădălina, dacă mai ești aici, ajută-ne. Te rog. Nu cred că mai e. De unde știi tu că nu mai e Mădălina? V-am zis și eu ce am simțit acum. Ia uite, posibil să mai fie meciuri, a răspuns Mădălina, să mai fie loc de meciuri. E pe 11 decembrie și aș fi zis, ba da, sunt. Mai sunt? Nu mai e Mădălina aici. Asta era întrebarea, a zis, ba vreau da. Vreau eu meci și luna următoare este că să te gândești pentru mine, Mădălina. Adică tu acum... nu te gândești că justițiarul te va afecta destul de tare cât să nu poți te lupți la o lună distanță? Nu știu. De ce îți subestimezi adversarul? Eu, sub nicio formă, eu nu subestimez pe absolut nimeni. Eu fac chestia asta și încerc să o fac cât mai bine posibil. Pe mine programul mereu m-a distrus. Adică niciodată nu am fost exact cu orele mele. Mă trezesc haotic, dar de antrenat m-am antrenat de... 25 de ani de când mă știu. Adică asta am făcut non-stop, numai sport. Poate da, și de acolo. Era o glumă, Cristian, să mai destinde. Normal, era o glumă, dar dau și explicația. De-aia probabil că a spus și justițiarul. Bă, omul ăsta are, uite că se vede că e sportiv, se vede că a făcut sport la viața lui. Adică mi se pare un adversar bun. Da, totuși, uite, umbra ta spune, îi dă justițiarul, de-l dezmembrează. Am încheiat citatul. Foarte bine să-mi dea justițiarul de mă... Ce te faci, mă, Justi, că ține lumea cu tine, ai susținător, nu te mai urăște nimeni. Aie, te poți obișnui. Păi dezamăgim noi cumva, reușim noi. Bun, câte kilograme are Marinescu în sfârșit, întreabă Stan Florin despre kilograme? Nu știu, dar nu mai am 90 și cred că am undeva în jur de 87-88. Acolo cred că am. Dacă te întreb câți ani ai, o să încep tot cu nu știu? Păi, dar nu știu că nu m-am cântărit asta, zic, vreo 88-87, în jur de. Aveam 95 prima dată cu Romeo Vasilone atunci. Acum am slăbit ceva. Bun. Justi, tu câte kilograme ai? 89-90 pe acolo, pat. Bun. Tomi, nu-mi dau seama pentru cine este întrebarea câte nopți a dormit în tricou de la Eric Sef. Pentru maică s-a întrebarea, că mi-am uitat tricoul la ea. Ok. Dacă pierde Justi după meciul ăsta, se va mai bate? Întreabă Mario. Nu am idee nici dacă mă mai bate, nici dacă câștig. Adică nu știu în acest moment dacă o să continui sau nu. Probabil că se va bate, da. De ce să nu o facă? Ok. Am făcut deja sondaj cu cine crede publicul că va câștiga, deci nu îl vom relua. Câștigătorul dintre voi va vrea să provoace campionul Eric Sef în gala următoare? Întrebarea de la... Nu? Justi, nu? Cristian? Cred că ar trebui să mai am meciuri până la nivelul ăla. Adică da, eu înțeleg nivelul. Nu e vorba de nivelul ăla, e vorba de a câștiga mai multă experiență, a avea mai multe meciuri în Eric Sef și, bineînțeles, la un moment dat, why not? Dar eu gândesc la nivelul ăla, bă, hai să, că poate într-o zi, da, o să iau centura, să fie centura mea. Deci mă gândesc la nivelul ăla, dar momentan nu îmi permis să fac chestia asta, pentru că am și eu drumul meu și justițiarul are drumul lui, cum și George și Ianco au drumul lor. La un moment dat e posibil să ne intercalăm, să ne batem în cap, pentru că știi cum e, nu mai ai cum să eviți. Nicu Mocanu vrea să știe dacă veți rămâne prieteni după meci.
Dar nu suntem prieteni acum, ne salutăm și cam atât. E posibil ca după meci, dacă vom face un meci frumos amândoi și vom da totul din noi, e posibil să se conecteze sinapsele, să zic așa, și e posibil E să mai posibil o dăm. bătaie să apropie doi oameni? Da, la bărbați, da. Să Da. apropie? Da. Din punctul meu de vedere, dacă are justițiarul și el o gândire de sportiv, de fair play, pe lângă orice alt lucru, da, e posibil. Dacă e un de la care vede doar așa și leagă două cuvinte, dar nu-l văd pe genul ăla, îl văd Nu mai vorbi așa, frate, de neveu, că nu-i frumos. prima tipologie de om îl văd. Nu știu, așa e sau nu e așa? Așa e. Ok, Nicu Mocanu ar vrea să știe care sunt taturile fiecăruia, pe ce vă bazați cel mai tare în meciul care urmează. Mai răspunde-mă și tu, numai pe mine mă Hai lași. că răspund. Mă bazez că poți să dai mine până obosești. Asta nu cred că, nu cred că te bazezi pe asta. N-ai cum să ții. Cât de mi să ții, adică dacă e să o luăm așa, te legăm și te curentăm pe un scaun de ăla și... Stai puțin, eu mă gândesc că amândoi suntem, nici amator nu pot să zic, începători în ale sportului ăsta, cât poți să dai în mine să nu mai pot? Dacă te uiți la toate meciurile din RXF, oamenii nu se opresc în mare parte pentru că și-au luat prea mult damage, ci că au obosit. Da, sunt de Deci acord mai cu el. repede Iar obosești Vâlcu decât i-a să... încasat mult. Asta e marea problemă. Gazatul. Nu că ți-a dat ăla prea mult și n-ai mai putut. Da, sunt de acord cu ceea ce spui. Da. Ok. Uite, Neveu ne scrie în chat, eu nu înțeleg de ce e frustrat pe mine dacă a câștigat. Cine e frustrat pe... Bănuiesc că tu, Justi. A, nu, nu sunt frustrat. Mamă, dar și Neveu, dacă nu, o dă întoarsă acum, l-a lăsat ăsta în pace pe Neveu, ăla vrea să bagă un comentariu acolo să-și amintească iar, bă, Poate să așa se... se naște prietenia după bătaie, nu știu, poate se Ca pisica aia tatonează. de se învârte în jurul cozii sunteți. Imposibil așa ceva. Cred că ăștia doi sunt prieteni, de fapt, asta e prietenia Nu știți, nu știți voi. Cine este mai antrenat pe sol? Întreabă Dani. Acum nu știu cum se antrenează el pe sol. Eu mă antrenez pe sol de câte luni? Câte luni sunt de la meci? 2 luni? Iunie, iulie, august, 3 luni? 5 luni am deja de sol. Tu, Cristian? Sunt antrenat și jos și sus. Nu pot să zic că sunt, nu știu, antrenatul ăsta pentru mine înseamnă prea mult, înseamnă deja să ai reflexele deja formate, să știi multe procedee, să fii... Na, nici nu putem vorbi despre asta. Asta înseamnă pentru mine antrenatul ăla la nivelul ăla. Pot spune că mă descurc, așa îmi place mie să zic. Ok, indiferent cine va câștiga, pe cine ați vrea să provocați? A mai fost întrebarea asta, Nicu, și băieții n-au o țintă anume. Pe cine... O fi. Da, cine mi oferă BRXF-ul, bineînțeles. Deci nu au Nu preferințe am nicio și preferință. acceptă cam pe oricine, asta au spus. Da. Pentru ce luptă, întreabă Michael. Pentru ce luptați, băieți? Pentru onoarea familiei. Câte ore de antrenament faceți pe săptămână? Întreabă Valentin. Pe săptămână? De ce nu întreb pe zi? E mai ușor să întreb pe zi decât pe Uite, săptămână. Hai mă mulțește, ce frică să Întreabă-mă mulțești pe acum. lună, frate. Pe lună. Stai așa. 2 ori 6. 12. 12 ore de antrenament pe săptămână la justițiarul, iar la Cristian? 12, înseamnă 12 ori 6. Nu mă, 12 înseamnă 12 2 împărțit ore la pe 6. zi, 6 zile pe săptămână. Deci tu faci 2 ore, 6 zile, nu? Exact. Eu dublu. Tu zi 3, tu zi 3, 4, așa. Nu, eu 24 dacă este așa. S-a Și eu, de antrenat. fapt, m-am gândit mai bine, fac 25. Și acum calculați cât face pe zi. Degeaba că de la 24 la 25 e ora aia în care sudezi țigările. Costina, Degeaba.
Cosmina, acordăm atenție domnișoarei care a mai pus o întrebare în chat, vrea să știe pe cine vedeți câștigător între Denisa Despa și Alexandra. Pe amândouă, pentru că sunt două femei puternice și demonstrează că și femeile pot să facă ce fac bărbații. Și de cele mai multe ori chiar mult mai bine, să știi. Exact, chiar mult mai bine. Dații mei nu pot să vă explic. Eu am avut-o ca coleg și ca inamic pe Alexandra Cărare, dar în același timp îmi este și foarte dragă. Deci eu o să merg pe ea, pentru că vreau să o susțin moral, să zic așa, și să-i țin pumnii, cu toate că am o relație bună și cu Denisa Despa. Dar merg pe Alexandra Cărare, vreau să o susțin pe dumneei. Tot Nicu Mocanu ar vrea să știe dacă ați face schimb de experiențe, și anume Justy să fie stripper și Marinescu să prindă prădători. Acum eu am citit întrebarea. Cât de tare e asta? Nu cred că... Nu i-ar sta bine lui justițiarul să fie stripper. Adică el e un... Pare un băiat așa mai serios, mai... Ce, just e urât? Nu, nu e urât, ce dar nu e... Urât, ok. N-are... Înțeleg, ce, bă, Cornel Păsat nu e serios? N-are atitudine aia. N-ai atitudine. N-are sex appeal-ul ăla, Lorelai, tu știi ce zic? Nu mă bag, eu doar dau voce întrebărilor. N-are sex appeal-ul ăla, Lorelai, tu știi ce zic? Cu ochii adunătuni așa. Că nu-mi place mie, just. A, uite ce nebun ești. Nu știu, nu l-am văzut. Păi niciodată pe justițiarul se dea la vreo femeie sau ceva. Nu știu cum. Între noi, pe vorba, Cristiane, nici pe tine. Acum... Nu mi-am permis. Nici în ochii tăi să mă dau la nimeni, ce să zic. Te ferești de mine, aia e... Te rog frumos, întreabă-l pe justițiarul ce înălțime are. 1,90 m. Iată, fix. 1,90 m fix. Da, mamă, dar m-a rugat ceva Darius aici. Se respectă băieții sau e pe dușmănie? Pe dușmănie, clar. Cu călăreală de aia, cu... scuipat, cu dalea, cu microfoane în mâini, cu intrat pe, în cartoane. Cum băi, avut... nu, deci am venit întrebări pe pereți. Sfântul. Da. Marinescu, ai jucat Booty Slap cu Lorelai sau cu Justy? Întrebare pusă de către Angheluș Teodor. Se gândește, voi realizați că se gândește cu iar vrea să te învăle peste păi cum? Mi-am făcut un film de la prost cum ar sta justițiarul așa. Știi? Și o să-i dau și invers. Mi-am făcut un film de la prost, nu vreau să... Cu Lorelai m-aș bate și la Booty Slap și cu Simona m-aș bate în miere și în ciocolată. E, poftim! Că a zis ceva până la urmă, Cristian. Și Cristian? Păi l-am întrebat adineauri, ce aveți? Dar eu am răspuns, mă. Probabil a vrut să zică și justițiarul. Zine justițiarule și tu. Cu ei, da. Pe cine așa cel dintre Lorelai și Cristian la Booty Slap? Are nevastă, are iubită. Justițiarul. Pe Cristian, că alt răspuns n-am voie să dau. Doamne, deci dacă iubitul meu, dacă ar exista, ar răspunde vreodată că într-o femeie și un bărbat ar vrea să dea palme bărbatului peste cur, n-ar mai fi iubitul meu. Dar să continuăm. Mamă, Marinescu, de ce nu are iubită, vrea să știe Dinu Popa. Dinu Popa? Da. Nu s-a găsit pe lungimea mea de undă. Vedeți cum o dă în lungime? Cam ce nu găsesc. Ce să zic, am încercat, am avut încercări nenumărate și mi-am dat seama că tot trebuie să mă focusez pe mine și asta este cel mai bine. Sau poate n-am căutat unde trebuie. A răspuns chat-ul, Cristiane, că avea 1,93 m, adevărat? Păi da, tu nu m-ai văzut? N-ai zis, wow. Te-am văzut, dar nu te-am măsurat la centimetru. Știi? Adică au întrebat oamenii ce înălțime ai și au spus alți oameni ce înălțime ai.
Da, pac în jur de un, nu știu, 1,93, 95, 94, exact pe acolo sunt. Dar nu m-am mai măsurat de foarte mult timp de când jucam eu handball în tinereții. Ok. Axel vine cu o întrebare serioasă, și anume, Justi s-a recuperat la brațul pe care l-a avut în gips? Am avut degetul rupt. Nu chiar. Încă nu prea pot să dau cu pumnul la capacitatea maximă. Iată. Dar mai o lună. Mai are o lună, se va recupera degetul, nu? Face Da. exerciții cu degetul. Fac exerciții cu degetul, da? Bravo, bravo, Justi. Doamnelor, Așa. Păi, bă, era doamnelor, întrebarea aici, adică ce era să păi fac nu după? că ai continuat totuși că faci exerciții cu degetul, tu vrei să zici ce... Da, mă, ca să se recupereze, nu? Oh, Așa. Ce părere aveți? Vinde cineva un aragaz, îl bagă în vizuină și îi trece. Nu știu ce ai vrut să zici, George Fodor. Justi, fă Manuela mai încet și nu o să mai ai probleme. Asta este un alt sfat din chat. foarte bun. Are pe cineva dușmănie să se bată în Erixef din puterea dragostei? Sunt curios. Cred că pe tine te întreabă asta, Marinescu. Mai poți să repezi, te rog, Din din? cei de la puterea dragostei, ai dușmănie pe vreunul? Ai vrea să te bați cu vreunul? Da, am dușmănie rău de tot și l-aș bate rău de tot, dar la modul o zic, e prima dată, pe mine o să mă auziți niciodată vorbind sub forma asta, dar l-aș bate rău de tot pe unul, Andrei Adrian Gherghe. Luca, pe Andrei Luca, pentru cine știe, pe unul, Andrei Luca e unul mai gogoșar de ăsta, umplut așa de toate, Andrei Luca, Andrei Luca, lumea știe. Ok. Da, Pare doar că... serios. Cum? Am zis că par serios când spui asta. Da, nu, păi am zis la modul serios, cu ăla și intra, dar ăla nu vrea să intre. Pentru că la TV era numai așa cocoș în fața mea peste tot, mereu o dădeam zmardoială, în bătaie, în tot felul de chestii de astea, dar el a uitat că acolo eram cu alte scopuri. Și am văzut că făcea live-uri cu câteva persoane, vorbea de RXF, dar niciodată nu l-am auzit spunând că vrea să intre, ba mai mult a spus că nu vrea să intre. Dar dacă ar fi să intru cu cineva și își dorește vreodată și dacă aude și, nu știu, și Mădălina și tu, Lorelai și toată Am lumea auzit, am luat speculează acum, aminte, văd că și Andrei Luca, Ceaușescu ăla, puteți să mi-l dați oricând da, vreți tu voi. știe pe Andrei Luca, sunt câteva comentarii care spun că te bate de vestele verzi, că n-ai nicio șansă cu el, îl face Luca pachet. Da, e Și foarte bine. Mădălina a auzit și eu am auzit, uite, Mădălina a confirmat, toată lumea a auzit, Andrei Luca Da, s-a... ăla cu cel mai mare drag, oricând. Ok. Justi ar provoca un pedofil în gală? Nu au ce căuta pe pedofilii în gara RXF. Întrebarea era dacă ai provocat tu, dacă ai vrea să bați un Nu, dosar. îi provoc în spatele blocului. E ok. Pe mine mă omoară și lumea e mamă, dar cât de hateri, cât hate, băi, justițiarule, băi, iar l-am luat eu pe tot asupra mea, ești nebun, că oamenii știu de ce ești tu capabil, dar niciodată nu vor să-ți dea. În fine. Nu trebuie Referitor să la ce ai spese. zis tu, Lorelaia, din aur, acolo. Da. Înțelegi ce vreau să zic. Vezi, când Justi a cerut hate, oamenii din ambiție n-au vrut să-i mai dea și ți-au dat ție. Da. Foarte rezistent justițiarul, dacă nici capota de la mașină nu l-a pus jos, atunci nu știu ce-l mai doboară, a zis Axel. A doua mașină în Bă, dar ultimii 4 ani. degetul ăla cum a fost? Ai A căzut zbit din... M-am ținut foarte mașina cu el. strâns de capota mașinii până efectiv mi-a plesnit totul și s-a deplasat. Cum Pe a fost bune? reparat? Pe bune. Ma. Îți dai seama, mergeam la cu 60 la oră. A intrat adrenalina în corp, m-am strâns ca ultimul animal. Tu dai seama că dacă eram chiar și la mine în zona acolo, la șaormeria, la Sienei, acolo, eu mai stau acolo și mănânc. Îți dai seama că te ajutam, băi, justițiarule, săream cu tine. Îmi pare rău. Când mai ești la mine în cartier, aici sună. O să te sun, dacă mai sunt pe vreo Justițiarul face și se capotă, te deplasează. sun pe tine. Deci ori face o bătaie la el în zonă, ori nu-l chema la intervenție mai departe, că e greu cu benzina. Zani nu mai luptă în RXF deocamdată. Asta nu înseamnă că nu va mai lupta, dar nu are meci în perioada următoare. Răzvan, te rog, nu mai spamați, am răspuns. Așa, Silviu, e bine? Se vede acum bine? Da, e ok. Că la mine se vede full, dar am înțeles că la voi sunt pe jumătate și îmi vedeați nasul. Acum e bine, e bine. Eu te văd cu totul
cu puținul păr de aici. Acum te văd cu tot părul. Ok. Gata. Așa, pe cine va susține justițiarul între Zănoagă și Sterb? S-a răspuns la asta de Darius, vă rog, nu mai spamați. Da, mai avem 5 minuțele, să știți. Am oare vreun coleg să fac și eu un meci cu acești Nu doi mă oameni? băgam aici, că nu, că mă fac de râs, că n-am nici oameni. Pagina nu mai merge, de, o să încep să postez și eu. Acum lasă, mai bine mai stăm să vorbim, că nu mai, nu. Lorelai. Oricum nu am, oricum nu am niciun coleg cu care să fac meciul. Stai liniștit, dar am îmi ziceai întrebat. Și mie, îmi chemam și eu, dădeam și eu un mesaj două la americancele mele, intrau aici, dădeau 50.000 de puncte și ieșeau. Și băteai Eric Sefu, măcar aici. Marinescu, crezi că Just e un adversar greu? Consider că oricine e un adversar greu, așa, din punctul meu de vedere. Chiar dacă, nu știu, asta e mentalitatea cu care trebuie să pleci la luptă. Dar pe mine nu m-ai considerat un adversar greu. Așa. Pe tine, dar de ce mereu te, băi Lorelai, dar mereu te introduci în discuție, iartă-mă, nu, eu, nu, eu mă o să-ți introduc oferă alții. mai multă atenție de acum încolo, iartă-mă că... Mă introduc alții. Glumesc cu tine, Cristian, că avem o relație mai apropiată, așa ne-a legat TikTok-ul. Da. Tatiana versus Cedi și Dastinel. Ce? Tatiana versus amândoi, ce părere aveți? Dar cum intră ca, cum intră ca la wrestling cu palme de alea, după aia intră celălalt cu Tatiana, cum intră? Mă, oamenii întreabă acum, v-am zis. Îi mănâncă pe amândoi. Îi bate pe amândoi, zici tu? Îi mănâncă pe amândoi și nu mă refer la figură. Cristian, tu cum vezi acest eventual meci? Mie personal nu prea mai îmi place personajul Tatiana. Mi-a plăcut la un moment dat. Eu m-am plictisit de genul ăsta de caterinci, glume și tot felul. Dar ar fi, îți dai seama, ar fi o caterincă totală din perspectiva mea. Aș vedea o caterincă totală. Cred că m-aș distra dacă aș vedea așa ceva. Okay. Asta aș vedea. Dani vrea să știe dacă te-ai bate cu Hamude, Cristian. Dani? Da, Dani mă întreabă dacă ai vrea să te bați cu Hamude. Da, m-aș bate cu Hamude, bineînțeles că da. Ok. Why not? Dar Hamude, am înțeles că a avut niște discuții cu Eric Sefu, nu i-a convenit niște lucruri și... Confirm că a avut niște discuții cu mine, dar e ok. Cocos Boy, Cocos Boy, are o întrebare foarte bună, foarte bună, serios și serioasă. Vrea să știe de la fiecare dintre voi un moment care v-a speriat de moarte, în afară de Gala Erixef. Dacă v-a speriat sau nu Gala Erixef, asta e în paranteză, dar un moment în care v-ați speriat foarte tare. Ok. Justi, ai cuvântul. Hai și Marinescu, că numai eu am avut cuvânt. Nu că mă gândesc, nu răspunde, că tu cred că deja ai răspuns, eu nu prea l-am, pe mine nu prea m-au speriat lucruri. Asta e ca întrebarea aia, un moment care a fost penibil în viața ta. Nu știu, nu prea. Speriat de moarte. E greu, că eu nu prea simt frica așa cum ar trebui să o simt, din păcate. Dar așa un moment în care chiar am crezut că, bă, posibil să mor aici, ar fi 10 august, când au fost protestele și au intrat jandarmii peste noi, toți au început să fugă, erau toți, efectiv, fugeau spre mine și nu înțelegeam ce se întâmplă și am văzut atunci două femei rănite, le-am scos din piață. Cu una, în timp ce eram în brațe, ne-au prins jandarmii din urmă, mi-au dat cu spray lacrimogen pe tot corpul, am început să mă sufoc și am căzut efectiv sufocat cu fata aia. Și acolo am crezut, gata, o să mă calce în picioare și cam ăla a fost momentul. Dar culmea, au apărut doi băieți din senin, ne-au ridicat și am reușit să fugim la salvare. Ăla cred că a fost cel mai așa moment în viață în care îmi acceptam soarta, că o să mă calce ăștia în picioare acum și asta e. Ia să-mi dau și eu cu niște spray de la mânuș aici, un pic așa. Te trezește amintiri neplăcute. Ia zi, Cristian. Să-ți fac un pic pe la ochi. Nu am, chiar nu am chestii de astea care să mă sperie așa de moarte. Cum nu mi s-au întâmplat nici lucruri penibile, nu prea le simt nici eu așa. Nu știu. Habar n-am. Cred că mi-a rupt odată când eram mic
Am avut căzături de astea mai nasoale sau mi-am rupt mâna și probabil că atunci m-am speriat. Dar așa, de când am început să crezi, nu prea m-au speriat prea multe. Nu am. Nu, adică stau în banca mea, nu sunt ca justițiarul să-mi caut, să mă bat un moment în care riscai să pierzi un prieten, un animal, o rudă, astea nu sunt momente care vă sperie? Nu mi s-a întâmplat, nu... Te-a ferit Dumnezeu de orice fel de... Da, inclusiv de... Ultima chestie de a studia cu persoanele dragi. Chiar m-a ferit până acum și îi mulțumesc de chestia asta. Nu am. Nu am. Ăsta vrea să ăsta trăiește și periculos, oricum justițiarul. Eu stau în banca mea. E mai activ. Se deci, poate... zice George Rus că te-ai fi speriat la puterea dragostei când te-au alergat niște băieți pe acolo? Hai, Suciu. Ăla nu a fost. Ăla nu a fost. Cum? I-am zis lui ăla să sugă, că e heita iurea. Ăla nu a fost un moment, da. A, deci chiar există, eu am crezut că e Caterina. Ăla nu a fost un moment de speriat neapărat. A fost un moment în care trebuia să supraviețuiesc și trebuia să fac ceva ca atare, da, fiind înconjurat de 5-6 inși care dădeau cu borcane, cu mese și cu tot felul de lucruri mine de la un metru. Ce? Asta a fost la TV, adică niște oameni care dădeau cu borcane și alergau alții. Da, e pe YouTube. Și eu ziceam că la noi e circ. Hai, mă! Da, e pe YouTube, e clip de 1 milion și ceva de vizualizări. Îți dai seama că trebuia să fiu survivor, să fac ceva. Mă doare pe mine undeva, iartă-mi expresia. M-a durut în cur pe mine că toată lumea zice că ești fricos, că ai fugit, că boss. Trebuie să faci ceva, înțelegi, dacă sare aia 5 pe tine și te încercesc. După aia aici au ieșit cameramanii, toată producția, am alergat pe coridor pe acolo, ei după mine, se filma Masterchef, Survivor, Turcia, toate astea. La Ajun Media, îți dai seama, la Ajun, la Băla Șmecher, care are turcul ăla, care a venit, bine, nu el, după aia unul de-a lui, că domnule, că nu mai alergați aici, în fine, a fost circ. Ok. Da, a fost un moment, dar nu pot să zic că m-a speriat pentru că s-a întâmplat foarte repede. S-a întâmplat foarte repede, știi, și am avut instinctul ăla de supraviețuire în mine. Ca și cum ar veni justițiarul cu tovarășul lui, cu care vine mereu în fața mea și m-ar încercui. Îți dai seama că ceva la modul ăsta, foarte repede. Bun, ne apropiem vertiginos de finalul acestei frumoase emisiuni cu întrebări. Care mai de care, Angheluș Teodor, n-o să citesc întrebarea ta, pentru că deja m-a certat Cristian că mă bag eu pe mine în discuții, chiar dacă voi mă băgați. Da, zi, Lorelai, zi. Nu mai zic nici de naivii, așa că... Dar vezi că aș zis-o o întrebare serioasă. Ha, ia, hai de întreab, răspund ce azi. Dacă ești într-o cameră 24 de ore cu Lorelai, ce faci? O iau în brațe, o pun cu capul pe pieptul meu și o să-i spun, liniștește că totul o să fie bine. Vai, cât de frumos! Ce? Deci ne trebuie 24 de ore, în 24 de secunde ai spus tot ce era de spus. Aia zic. Bun. Zi, te rog, că vreau un răspuns. Ți-a răspuns, Angheluș. Chiar ți-a răspuns. Păi asta îți spune, ce să fac? Așa? Băi, numai pervers, numai deștept. Cocos, boi, nu te crede. Eu nu știu ce oameni ăștia cu tine, mă, Cristiane, mă. I-ai luat tot hate-ul lui justițiarul. Bun, hai să mai facem o schemă pe care am inventat-o eu recent. Să încheiem emisiunea cu o întrebare de la tine pentru Justi și de la Justi pentru tine. Nu vreți? El la care să mă întrebe pe mine, eu nu sunt curios de el, adică... Cum nu ești curios de el dacă eu te pun să fii curios de el? Ia, ești curios de el? Hai că sunt, întreabă un lucru. Hai că sunt. Justi, și tu te rog să fii curios de adversarul tău. Mă gândesc. Vai de mine, vai de mine. Chat-ul a fost foarte fericit astă seară. Este o emisiune reușită. A fost un vibe foarte bun, vă anunț. Adică am avut de toate din punctul meu de vedere. Și Madalina, ne poți confirma dacă te-ai simțit mai bine decât în alte emisiuni? Să îmi laud un pic partenerii de discuție? Madalina mai ne urmărește din când în când. Cristian. Salut, te rog. Ai simțit vreodată dragostea pură a unei femei? Era mișto. Dragostea pură a unei femei? Da. Nu, probabil și de asta sunt așa de rece. Nu. Îți mulțumim pentru sinceritate, Cristian, și îți mulțumim din suflet justițiarului pentru o întrebare profundă. Mădălina ne-a spus că i-a plăcut mult, a stat aici până la final și ne-a pus și o inimioară roșie, să știți.
Justi, vrei să te simtă pe tine? Ești gelo... nu știu ce, angheluș? E rândul lui Cristian să pună întrebări. Da, și mie mi s-a părut că am avut un vibe foarte ok. Și vă felicită, v-am zis și Mădălina, pentru că i-a stârnit interesul până la final. Ea mai intră cu toată, se plictisește și iese. Știi care e treaba? Nu aș avea cum să-l întreb pe justițiarul acum ceva legat și nici de luptă, nici... pentru că sunt sigur că nu mi-ar da răspunsul pe care le-aș vrea eu. Ar da un răspuns așa, aleatoriu. Tocmai de asta cred că i-a mers puțin mintea și cum știe toată lumea, gândesc cu 2-3 pași înainte, de asta m-a întrebat. O întrebare așa de profundă. Dă-i și tu tot profund. Nu știu ce să le întrebă. Stai omul la cuia țigări. Auzi? Câte pachete de țigări mai de gând să fumești până în ziua meciului? Păi de mine, ce ți-a făcut? 20. Dar la mod, băi, la, nu, răspunde la modul sincer, eu ți-am răspuns la modul sincer, răspunde și 20, tu. mai e o lună și fumez cam 75% dintr-un pachet pe zi. Stă bine cu matematica, Justin. 75% fumez pe zi? Da, vreo 15 țigări. Minți, nu te cred. Nu mint. Dar Nu de ce mint. fumezi atât de mult? Pe bune, la modul Asta e mult! curând. Aolo, gata că îmi Fumez de la băgați în 16 ani. De la 16 ani? Am de 16 ani fumez. Nu încerc și nu poți să te lași de ele, adică deloc nu. M-am lăsat în 2018 când a murit taică-mea de cancer pulmonar și în 2021 am trecut prin o chestie nașpa pe care o știe toată lumea și m-am reapucat. Aveam nevoie de o cârjă emoțională. Ok. 20. Bun. Deci fumez și eu vreo 5, așa. Cristian fumează mai puțin, se bazează că asta îl va ajuta să aibă mai mult gaz, suflu. Ajută la cardio când fumezi mai puțin, nu? Nu faci vreo schimbare într-o lună de zile? Ba, eu zic că da, se simte imediat schimbarea, zic eu. În cazul tău care fumezi de două pachete pe zi de 16 ani, probabil că nu. Ce să mai salvezi din plămânia aia, Doamne ferește, adică, na. Bun, Nu mai funcționează acestea foarte fiind corect. spuse, dragii mei, vă mulțumesc mult de tot că mi-ați fost alături, mulțumesc și chatului și chatul la rândul lui ne mulțumește nouă, vă salut și vă respect, baftă la antrenamente băieți, să știți că aveți cumva oameni care chiar s-au distrat alături de noi, care au zis că vor reveni și abia aștept să vă revăd pe fiecare dintre voi cu proxima ocazie. Până atunci vă Cu urez ce? Cu? cu Cu proxima proxima ocazie. ocazie. Ce înseamnă asta? Cu Cea mai ocazia apropiată ocazie. viitoare. Ah, mersi, Lorelai. Am învățat și ceva pe ziua de azi. Cu mare drag, Cristian, oricând te ajut, mai ales noaptea, iată. Bine, te iubesc. Alea ale noastre. Vă pup pe toți și see you later, alligator. Ciao, ciao, ciao. Salut, papa. Ah, seară bună tuturor. Salut.